Victor Hugo, Mizerabili, volumul 1, partea a doua, Cosette, cartea 1, Waterloo, capitolul 17. E oare bine că a existat un Waterloo? Există o școală liberală dintre cele mai vrednice de respect, care nu arată deloc ură față de Waterloo. Noi nu facem parte dintr-însa. Pentru noi, Waterloo nu este decât ziua uluitoare a libertății. Negreșit, nimeni nu se aștepta ca un asemenea vultur să iasă dintr-un asemenea ou. Dacă îi dăm bătăliei de la Waterloo, tâlcul ei cel mai înalt, putem spune că este o voită biruință contrarevoluționară. E Europa împotriva Franței, Petersburgul, Berlinul și Viena împotriva Parisului. E status quo împotriva dorinței de schimbare. E 14 iulie 1789, atacat Pieziș, prin 20 martie 1815. E asmuțirea monarhiilor împotriva neîmblânzitei răscoale franceze. Ținta era de a înnăbuși în sfârșit acest mare popor care se afla în erupție de 26 de ani. În scopul acesta s-au solidarizat casele de Brunswick și de Nassau, cu Romanovii, cu Hohenzollernii, cu Habsburgii și cu Bourbonii. Waterloo poartă în cârcă dreptul divin. E drept că, de vreme ce imperiul fusese despotic prin reacțiunea firească a lucrurilor, regalitatea trebuia neapărat să fie liberală și că din bătălia de la Waterloo a ieșit spre marea părere de rău a învingătorilor o ordine constituțională nedorită. Pentru că revoluția nu poate fi cu adevărat învinsă și pentru că, fiind providențială și cu neputință de înlăturat, ea se reîntruchipează mereu înainte de Waterloo, în Bonaparte care doboară vechile tronuri, iar după Waterloo în Ludovic al XVIII-lea, care acordă Constituția și îi se supune. Bonaparte, folosind inegalitatea ca să dovedească egalitatea, pune un surugiu pe tronul Neapolelui și un sergent pe tronul Suediei. La Saint-Ouen, Ludovic al XVIII-lea își pune semnătura pe Declarația Drepturilor Omului. Dacă vreți să vă dați seama ce este revoluția, numiți-o progres. Iar dacă vreți să vă dați seama ce este progresul, numiți-l mâine. Mâine își desăvârșește opera fără ca nimic să îi se poată împotrivi și își o îndeplinește începând de azi. Își ajunge totdeauna ținta, în chip ciudat. Se folosește de Wellington ca să-l facă pe Foix orator, deși acesta nu era decât un ostaș. Foix cade la Hougomont și se ridică la tribună. Așa lucrează progresul. Pentru un lucrător ca el nu există unealtă rea. Fără să-și piardă cumpătul, el se folosește de meșteșugul lui dumnezeiesc, de omul care a trecut Alpii și de bătrânelul șubred și bolnav al părintelui Eliseu. Se slujește de bolnavul de podagră ca și de cuceritor, de cuceritor în afară, de bolnavul de podagră înăuntru. Waterloo, stăvilind hotărât năruirea prin spada a tronurilor europene, n-a avut altă urmare decât de a face ca activitatea revoluționară să continue sub altă formă. Războinicii au tăcut, e rândul gânditorilor. Veacul pe care Waterloo voise să-l oprească pe loc a trecut peste toate și și-a urmat drumul. Biruința asta prevestitoare de nenorociri a fost înfrântă de libertate. Într-un cuvânt, și asta nu se poate tăgădui, ceea ce triumfa la Waterloo, ceea ce zâmbea în spatele lui Wellington, ceea ce aducea toate bastoanele de mareșal ale Europei, printre care se zice și bastonul de mareșal al Franței, ceea ce împingea cu voioșie roabele de pământ pline cu oseminte pentru a se înălța colina leului, ceea ce a făcut să se înscrie cu mare pompă pe acel piedestal data de 18 iunie 1815, ceea ce îl încuraja pe Blücher să-i treacă prin foc și sabie pe cei ce fugeau în neorânduială, ceea ce se năpustea asupra Franței ca
ca asupra unei prăzi, de pe înălțimea platoului Mont Saint-Jean, era contrarevoluția. Contrarevoluția care șoptea cuvântul infam dezmembrare. Ajunsă la Paris, a văzut de aproape gura vulcanului, a simțit că lava aceea ardea picioarele și s-a răzgândit. S-a întors la îngropirea unei constituții. Să nu vedem în Waterloo decât ceea ce înseamnă Waterloo. Scopul nu era nici de cum libertatea. Contrarevoluția era, fără să vrea, liberală. Așa cum, printr-un fenomen asemănător, Napoleon era, fără să vrea, revoluționar. La 18 iunie 1815, un Robespierre călare a fost trântit de pe cal.